No, hai! No, salutare la toată lumea! Bă! Hai, dați că e data asta, am ieșit cu Alex, cu Grosu și cu scuterul. I-a dat lui scuterul. I-am zis că e vremea asta faină. Mergem până acolo la urcarea aia mare. Să testez un pic și scuterul pe acolo. Ne vedem! Vedem cum să știe Alexul cu pe scuter. Bă, mai cu scuterul ăsta, că el nu poate mai are foarte tare, că-l scutură. Și că mai are mai încet cum zic pacii. Bă, în sfârșit e vreme faină, am uitat, e faină. Mi-a fost dor și mie să ies să dau o tură ca lumea cu Crossul. Am mai ieșit în ultima vreme, dar nu foarte mult. Nu avea rost să filmez, că n-am dat așa ture mai lungi. Cum am zis, că dau la Alex scuterul, să ieșim să facem un video cu amândouă, ne distrăm un pic. Ne vedem. Turbată motoreta asta, să-mi bat picioarele dacă nu. Avem un pic de mers pe drumul ăsta până acolo. Vedeți ca și pe prin locurile unde e umbră încă mai e zăpadă. Sper că bate bine și camera. Bă, da, fain idealurile astea. Desfundăm un pic motorul. Speriem urșii. Capul mie la asta, da schema. Ia mă fazan. Hai, fută-l pula, ce fain e. Nu-ți foame. Hai, că mai avem un pic și ajunge la urcare. Dacă vine și Alexul cu mai greuț. Hai să sărim un pic. Am ajuns și la urcarea cu pricina. Ei, e capul meu. Am și uitat ce mare e. Pe video nu se vede, dar în realitate chiar e mare. Ia mă, fii atent ce e aici. Îți scoate V-uri, mă. No, interesant. Și am venit noi cu mobrele noastre. Ia ce fain a făcut drumul Tibi. No, mă, să-și fii atent ce aici. Ai mai văzut astea? Mai are camera? Hai să vedem cum urca TV-ul. Băi, Cox! E, fula mea, ce fain urcă. Hai să încerc și eu oricare. No, stai aici, Alexucule. Nu ai grijă, Boazbec, să rupă. Nu, no, ziceam. Nu, no, uite, de moarte. Salutare! Da, pe cum?
Trebuie un pic. Bă, nu m-am băgat bine pe aici, dar... Dar bine, că nu. Dar ce să fac, ești un pic. Nu știu. Dar am eu. Și ăla. E, dar mor eu cu el. Cu scuterul. Vreau să văd dacă urcăm. Dar vei cum? Nu zic că coboară și ăla cu Suzuki-ul. Nu e bunul cu Suzuki-ul, mă. Hai, oare... Da, cred că o mai coborâ pe aici, dacă... Hai, nu-i așa rău. Prin vine frânele, cauciucuri. Ia mai bețaș, ia o ciota. Ia ce fain. La omul ăsta bețaș. Nu. E pula mea. Scule, de scule. Legit. Hai că iau scuterul să vedem. Ei, ce obelesc cu el. Hai că iau scuterul să vedem, beațaș. Ei, ia scuterul cu până unde urcă. Vedem scuter versus cross. Ce diferență este. Ei, e capul meu. Gândești că cu ăsta mai mari emoții. Trebuie să luăm un avânt beață aș mare de tot. Am uitat ca o frână ca la cross. No, hai! Ei, de pula, hai să-mi bag pula el. Ai de pula. No, ne-am băgat pula el scuter. Nu stai așa că nu-i nimic. Ai de pula. I-am și putut plasticurile pe el. Am ia-și pula. Hai scuterule, hai! Hai bețaș! Hai! Aie, pula mea, eu nu s-a prins de-au. Ia-l, mă, ce n-are, mă. Hai de pula mea.
Hai că poți! Hai, bățaș! No, atâta s-a putut cu scuterul. Ei, bă, am neaș, fă-l-a. Bă, am rupt plasticul ăla, pe el. No, am să ne iei pune, coborâm. No, asta a fost... Asta a fost bună, a? E pula mea. Bă, dar nu m-aș uita să urci așa bine. I-am borât plasticele. Ai filmat aia? Hai să mergem jos. Ia fii atent ce a făcut lucrare. Oi, 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 că pun niște bridele, ce fain o fac. Ha? Să-mi bat pula. Drift. Ei, ce trânt am făcut la cimbolul ăsta. Hai mă, da. Așa e când după cross ți-e sui pe scuter. No, gata, pauză. Hai că vremea să decolăm și noi. Trânt am făcut cu scuterul. Am până acasă mai este. Ce zici, bă? Putem noi urca? Poți urca cu pula aici, stai de jungi oare până pădure. Aia mă gândesc eu, ha? Că ăsta patinează pe mol. Ia încercăm. Prin pădure e mai fain pe acolo că... Nu te scutură așa tare. Deci ăsta mere. Bagă. No, hai dați că dăm și noi spre casă, am făcut câteva urcări. Am băgat o trântă și cu scuterul. Am rezolvat niște plastice pe el. Aia nu-i niciun mai, că le are repar ușor. Bă, a urcat bine scuterul, dar câteodată nu știu ce doamne are. Cred că e o problemă de carburator sau ceva. Câteodată parcă nu are toată puterea. Și acum mi se părut că nu a avut chiar toată forța lui. Da, nu, în fine, poate mi se părut după ce am mers cu cross-ul. Mi se părut după ce, mă, da, s-am obișnuit cu puterea de la cross, că a urcat pe el. Mi se părut că nu mai trage, da. Oricum, a urcat ceva, nu poți să zici că nu. Pe acolo ați văzut ce ATV-uri urcă și eu cu cross-ul. Oare, dacă avea cauciucuri, urca și mai bine, da. Da, nu a avut forță. Și mare idealul, hai, hai. Vedem acum pe unde merem. Recolăm prin pădure. Să încercăm, că pe drumul ăsta tare n-aș plăcut pietrele astea, pe Alex îl scutură cu scuterul. Coc să-l lași Alex-ul cu... Să vedem cum merg scuterul prin pădure, că încă nu am băgat. Dacă putem urca cu cauciucurile alea de stradă, nu știu. Că mă duc așa încet după el ca să-l vedeți. Ia, e loc fain de sărit. Hai, Cox! Cox!
mă știu într-o dată. Hai că accident de baiuri. Accident de baiuri. Să-mi puțe treaba. Hai că se descurcă Alex. Bă, să-i dați și la Alex un follow pe Instagram. Vă las Instagramul lui, că el mai pune câte o story cu mașinile, cu de-astea. Îi las Instagramul și în descriere. Dați acolo un follow. Hai că n-ai ales scuterul, cum? Bine, că deja nu mai așa e mare pe jos. Dacă era mai mare cu scuterul nu puteam veni. Bă, dar ce trebuie, am băgat și eu noroiul ăla, băgam neașticiorul. Nu m-am gândit că alunecă. Înainte am trecut cu cross-ul pe acolo, vă dați seama, cross-ul nici o treabă n-ai cauciucut. Când am trecut cu scuterul, ochi pe jos. Să încet Alex-ul cu le. Cum face ca și mine. Da, cu scooter n-a fost niciodată prin pădure. Cum e prima dată când vine Alex cu el. Încă n-a văzut pădurea scooterul ăsta. Aia ne și noi dăm încet spre căsucă. Bă, deci cum nu m-am prea dat pe cross, așa în perioada asta de iarnă, acum așa am obosit, e numai. Dar am făcut câteva ieșiri, dar puține, și nu m-am dat mult timp. Se simte că mi-am pierdut antrenamentul. A, nu, aia e. Opa. Că nu se lasă nici scuterul. Te vedem cum trece noi pacii, că știu că era apă mare când am făcut cursa. Opa, probleme. Știu că mulți mi-a zis să pun cauciucuri de off-road pe scuterul ăsta. Dar n-are rost să-i pun, că eu numai pe asfalt mă duc cu el. Astea sunt excepții, așa. Experimente, e distracție, ca să zic așa, când îl mai scot pe off-road. Dar asta pe asfalt mi-are cel mai mult. Deci nu am motive. Te mai ridic un pic într-o dată. Aici au început să fume. Mi-a venit să cred când am văzut că coboară ăla cu Suzuki-ul Vitara pe acolo. Îmi bat piciorul. Dar e mașină capabilă. Mi-ar sta capul la una. E pe aici urmele noastre, ce greu am urcat cu mașinile. Păi mergem fără mâini. Hai, fă tot rântă pe urmele astea. Așa mi se pare, cu cross mi se pare mai ușor fără mâini decât cu bicicleta. Cum are greutate și stă în echilibru.
Până mai vedea pe jos. Da, îmi place de numai acum, acum se uscă pe jos. Ai, e capul meu. Mai mare ți dragul să ieși cu cross-ul. Ia, și cu scooterul, cu orice. Și m-am sturat de noroi până peste cap. Da, cam atât a fost și cu videoclipul ăsta. De aici nu mai prea e nimic interesant. Așa e, mă? E capul meu. Să închei și eu videoclipul. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!